Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba în această citire. Pentru voi, cei care sunteți în fața micului ecran, da, care sunteți într-o conexiune de iubire cu cineva drag vouă în aceste momente și vă doriți să știți mai multe despre această conexiune, da, încotro se va orienta ea, sau pentru aceia care sunteți singuri, singure, este clar că și voi vă doriți să știți mai multe despre această situație a voastră, da, dacă ea se va perpetua sau pur și simplu veți cunoaște și voi pe cineva special în viața dumneavoastră. Sau pentru aceia care sunteți în separare de partener, de parteneră, este clar că și voi vă doriți să știți dacă el sau ea va alege să revină în viața dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei, dragele mele, despre ce vorbim cu această etalare. Iată că avem primul card, cardul cu numărul 16 din Arcana Majoră, Turnul. Da, această carte, dragii mei, anunță o separare, anunță o schimbare bruscă în viața dumneavoastră, da? Faptul că unii dintre voi a trebuit să treceți prin această separare de curând, da? Și nu mai știți nimic de persoana voastră, nu mai știți nimic de această persoană la care vă gândiți neîntrerupt de ceva timp, da? V-ați dori să aflați mai multe lucruri despre el sau despre ea, da? Vă doriți să știți ce mai face, ce mai gândește, dacă se mai gândește la voi din când în când, da? Dacă mai are aceleași intenții pe care le avea când era cu voi sau dacă pur și simplu a uitat de voi și s-a orientat spre o nouă cale în viața sa. Da, da, vorbim despre această ruptură de această persoană în aceste momente, dragii mei, dragele mele, dar pe de altă parte și despre o schimbare deosebită care are loc cu viața voastră în aceste momente. Nu știu, poate fi vorba de o schimbare la nivelul familiei voastre, da? Faptul că poate familia voastră se mărește, da? Poate că alți membri ai familiei dumneavoastră se căsătoresc sau aduc pe lume copii. Și astfel familia voastră devine mai numeroasă, da? Asta poate fi o schimbare care are loc cu voi în aceste momente sau pot avea tot felul de restructurări, da? Începând cu restructurări la locul de muncă până la restructurări în viața dumneavoastră, da? Puteți lua anumite decizii care să vă facă să doriți în această perioadă o viață mai clară, o viață mai limpede, o viață mai bine structurată, da? De care să vă apropiați în perioada următoare, în care să știți că dețineți controlul în orice moment. Da? Spre acest lucru tindeți voi în această perioadă și văd că veți reuși să faceți ceea ce vă propuneți. Hai să vedem și următoarea carte. Wow! 4 de bâte, dragii mei, este o carte care nu este deloc puțin semnificativă, da? Este chiar foarte frumoasă și foarte importantă în legătură cu voi, în legătură cu acest partener sau partenera voastră. Se pare că acel partener de care v-ați separat nu în urmă cu mult timp, da? Sau acea parteneră, iată, te poate contacta neașteptat, da? Văd că un mister se elucidează în această perioadă în legătură cu această persoană și tu vei afla toate lucrurile pe care ai dorit să le afli. În această perioadă. Da, și văd că într-adevăr în etapa următoare, dragii mei, dragele mele, veți începe așa ca un dans unul cu celălalt, da, veți începe să tatonați terenul pe care puteți merge alături de această persoană, veți începe să vă dați semne de viață, da? Veți începe să vă scrieți mesaje, veți începe să vă întâlniți unul cu celălalt, da? Tot felul de lucruri spre care veți tinde din ce în ce mai mult, pentru că veți dori să reveniți la această conexiune amândoi, atât dumneavoastră cât și acest partener sau această parteneră.
Da? Și ceea ce lucrul spre care tindeți din ce în ce mai clar, iată, este chiar o căsătorie, dragii mei, dragele mele, pentru că acest lucru îl văd cristalizat cu această carte 4 de bâte. Da? Vă văd pe voi dobândind din ce în ce mai mult claritate din acest punct de vedere, da? Este clar că puteți dobândi acest lucru, vi se poate îndeplini în sfârșit acest vis al vostru. Da, indiferent ce ar fi fost între voi, indiferent cât de multe lucruri ar fi stat împotriva voastră, da, voi sunteți foarte aproape de ceea ce v-ați dorit întotdeauna să realizați, adică acest vis comun al uniunii voastre sub toate aspectele. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că este șaptele din Arcana Majoră, Carul, dragii mei, care vorbește despre un drum. O călătorie pe care o veți începe în această perioadă, o călătorie la propriu pentru unii dintre voi, unii dintre voi care chiar veți decide să vă căsătoriți în perioada următoare, văd că veți alege ca acum să vă faceți acea călătorie care să fie chiar luna voastră de miere. Da, să petreceți această lună de miere exact așa cum vă doriți și în locul în care v-ați dorit să mergeți întotdeauna împreună. Da, având în vedere că veți petrece acest drum unul în compania celuilalt, da, văd că veți fi foarte bucuroși de faptul că în sfârșit acest lucru vi se întâmplă. Veți petrece timp de calitate unul în compania celuilalt și veți avea tendința să vă petreceți timpul de parcă nu s-ar întâmpla niciodată, de parcă nu s-ar sfârși niciodată, da? Această perioadă pentru voi. Da. Adică chiar și atunci când o să vă întoarceți din această călătorie, voi veți dori să vă simțiți la fel de bine împreună. Și așa se va întâmpla, dragii mei, dragile mele. Bineînțeles că această carte, Carul, anunță și o decizie, faptul că veți alege între bine și rău în ceea ce vă privește în perioada următoare, da? Și bineînțeles că veți face cele mai bune alegeri în ceea ce vă privește, dar și văd că veți spune da unei noi schimbări pentru voi, pentru viața voastră în cele ce urmează, da? Da, poate fi faptul că unii dintre voi vă puteți orienta spre un nou job sau spre o nouă carieră, da? Poate că unii dintre voi veți începe o nouă afacere, tot felul de schimbări care vor avea loc și la nivelul acesta al vieții dumneavoastră, da? Și care vor aduce schimbări în bine pentru voi, pentru viața voastră. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici cartea Întâlnire, da, care vă spune că în sfârșit v-ați întâlnit sufletul pereche. Și este bine că plănuiți sau stabiliți o întâlnire cu această persoană în aceste momente. Da, așadar, dincolo de acea călătorie, dincolo de luna voastră de miere, dincolo de planul vieții voastre, da, pe care l-ați pus la punct în această perioadă, acela de a vă căsători, iată că vă place să vă stabiliți viața în funcție și de această noutate pe care o poate aduce o întâlnire în viața voastră, da? Așadar, stabiliți și în această zi să vă întâlniți de parcă ați fi la începutul relației dintre voi doi, lucru care va aduce și mai multă savoare în această conexiune. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici din oracolul viziunilor spirituale. Da, cardul cu numărul 33. Care vorbește despre răbdare și așteptând momentul potrivit. O balerină trasează o linie de aur și o momeală cu care să atragă un obiectiv sau aspect dorit. Procesul este calm și planificat, ritmul lent, nu este nicio grabă și niciun termen limită, ea va ști când a sosit momentul potrivit. Pescărușul albastru, un simbol al răbdării, o însoțește și împreună vor aștepta.
În pofida dorinței de rezultate, unele ocazii sau decizii trebuie grăbite. Ar trebui să le abordăm fie cu prudență, fie cu reținere, așteptând momentul potrivit. Trebuie de asemenea să nu fim nici prea răbdători și să așteptăm prea mult momentul perfect, o persoană sau altceva. Se pot pierde oportunități importante dacă sunt trecute cu vederea prin anticiparea sosirii unei opțiuni mai bune, dar intangibile. Da, dragii mei, dragele mele, iată că acest partener din viața dumneavoastră, despre care spuneam că a sosit acum sau a revenit acum în viața voastră pentru a cristaliza acest moment, da, pentru a-i aduce importanța cuvenită, iată că nu a făcut altceva în această perioadă din urmă decât să aștepte momentul potrivit și odată ce a simțit acest lucru, a trecut la fapte, da? Și foarte bine că s-a întâmplat așa, dragul meu sau draga mea, pentru că iată și tu, mai ales draga mea, da, acelea dintre voi care ați așteptat ca această persoană să facă un pas spre voi, da, un pas hotărător, iată că vă bucurați de faptul că acesta a devenit mai îndrăzneț, da, și a reușit în sfârșit să spună ce avea în minte și în suflet, da? Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici un 7 de bâte alături de cartea Turnul. Două cărți importante care vorbesc despre această revedere. Despre faptul că persoana voastră, iată, a decis la un moment dat să vă contacteze în mod neașteptat. În acel moment, bineînțeles, multe măști au căzut deoparte. Da, multe lucruri s-au spus și dumneavoastră ați aflat despre intenția lui sau a ei de a veni spre voi, despre intenția lui sau a ei de a-și crea o viață în continuare alături de tine. Da, și iată că veți lua această decizie să vă întâlniți într-un loc comun și cei mai mulți dintre voi posibil să vă vedeți chiar într-o gară. Da, poate fi o gară de tren sau o autogară. Da, unde pur și simplu vă veți întâlni și începând din acel moment veți decide că vă doriți să rămâneți împreună. Haideți să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici echilibrul alături de 4 de bâte. Da, sunteți dispuși sau dispuse să creați mai mult echilibru în viața dumneavoastră odată cu toată această dorință a voastră de a vă crea o viață împreună, da, bineînțeles că vă doriți să rămâneți împreună, bineînțeles că vă doriți să vă căsătoriți, dar nu vreți să faceți toate aceste lucruri la voia întâmplării, ci vreți să le faceți cât mai bine, astfel încât să aveți parte de experiența vieții dumneavoastră, da? Și așa se va întâmpla pentru voi. Hai să mai luăm o carte. Iată că avem aici cartea Lumea alături de Carul, două cărți foarte bune, una vorbește despre călătorie, alta despre distanțe, despre depărtări. Este foarte posibil ca unii dintre voi, odată ce vă veți căsători, să luați decizia să vă mutați în altă țară, da? Sau să vă mutați în alt oraș. Depinde ce veți alege pentru voi, da? Dar văd că amândoi vă doriți o calitate mai bună pentru viața voastră, vă doriți ceva mai bun. Vă doriți să aveți parte de viața de care nu ați putut avea parte până acum, da? Și în acest sens văd că sunteți dispuși sau dispuse să vă luați acest risc, da? Să riscați și să mergeți mai departe pe drumul vostru împreună. Și Dumnezeu vă va ajuta, să știți, veți avea acea licărire care vă va aduce mai multă speranță și mai mult noroc. Da, și iată că sunteți în siguranță să iubiți, dragii mei, dragele mele, deschideți-vă inima pentru a oferi și a primi cea mai mare energie dintre toate. Așadar, da, dragii mei, dragele mele, puteți să fiți, să vă simțiți în siguranță în aceste momente când, iată, cu adevărat iubiți necondiționat această persoană și acesta este cel mai bun semn că, iată, în sfârșit ați făcut ceea ce trebuia să faceți. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!